Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. În spatele meu avem tocitoarea plină cu borhot de acumulant, cu prune, da? Suntem pe 20 aprilie 2024. Prunele au fost adunate în luna octombrie a anului 2023. A venit ziua să facem și țuica. Cei care sunteți de acord cu mine legat de faptul dacă este bine să facem țuica acum sau dacă este bine să facem țuica imediat după ce fierbe, la o lună zile după ce le aduni. Aștept părerile voastre în secțiunea comentarii. Eu am 40 de ani și fac țuica în acest mod de când mă știu, adică după ce trece floarea din pom, în luna aprilie, da? Aici avem o parte din livada noastră, tocmai ce a trecut floarea. Aici tocitoarea, așa cum am spus. Ne urcăm, cam așa arată prunele noastre în tocitoare, da? Te rog, vină cu sapa să spargem pluta. Băiatul s-a suit sus pe tășitoare și acum spargem pluta. Cât e de groasă? Pluta noastră are undeva la 30 cm, poate și mai bine, grosime. Observați cât de bine a stat băiatul care sparge aici pluta. Apasă cu putere să o poată sparge. Eu zic că și dacă le mai lăsam încă 4-5 luni, stăteau bine mersi, intacte, nu se întâmpla absolut nimic. Mulți dintre dumneavoastră spuneți că dacă trece mult timp, iese alcoolul din borhot și nu mai iese 2 litri de țuică la 34-35 de grade la găleată. Eu țin să vă contrazic, așa cum am menționat, fac țuică la gradele astea și în perioada asta de când mă știu. A sosit și cisterna. Imediat le vom trage. Așadar, oameni buni, cam așa stă treaba. Multă sănătate și toate cele bune.